profesor, tot la microfon. Îmi permit să vorbesc și eu din același loc. Pentru mine este o zi a bucuriei, dacă ar fi să delimitez. O bucurie pentru că am venit astăzi aici cu copiii mei și înainte de a veni aici le-am explicat atât cât am putut și atât cât am înțeles eu de ce ar trebui să ne bucurăm de această zi. Eu sunt etnic rom, m-am născut într-o familie de țigani, ursari. Nu știu dacă părinții mei au știut exact ce înseamnă exercițiul acesta al libertății, dar știu că bunicul meu, bunicul dinspre tată, îmi spunea ca niște povești, așa cum se spun seara copiilor, că ce bine că putem fugi, ne putem juca prin curtea casei, pentru că el, în copilăria lui, îi era frică să meargă până la cișmeaua de unde își luau apă, de frică să nu-l fure boierul. Nu știa ce să facă cu libertatea pe care o avea, era un om liber, dar era tributar acelor gânduri, acelor temeri cu care fusese crescut, ai grijă să nu te fure cumva boierul. Eu mă bucur de această zi pentru că pot să le redau copiilor mei, pentru că pot copiii mei să zâmbească, să fie liberi, să trăiască exercițiul acesta al libertății, dar aș vrea, dacă mi este permis, să trag un semnal de alarmă, așa cu tot cadrul aniversar, dacă pot să spun. Așa cum la începutul anilor de după Revoluție era destul de greu să gestionăm starea aceasta de libertate, cel puțin pentru mine, pentru că nu știam exact ce am voie și ce nu mai am voie să fac, dat fiind că suntem liberi acum și putem să spunem ceea ce gândim și putem să facem o mulțime de lucruri. În același fel, eu trăind alături de comunitatea romă, trăind alături de toată familia mea de ursari, părinții, tatăl meu a fost lăutar ursar, cânta cu acordeonul, mergeam de multe ori pe străzi alături de el și mi-era foarte milă când îl vedeam cum trebuie să cânte pur și simplu ca să avem o bucată de pâine pe masă. Mi-am jurat de multe ori printre lacrimi care îmi curgeau că niciodată copiii mei nu vor trăi drama aceasta, să-și vadă părinții cum cerșesc pe stradă ca să le poată pune o bucată de pâine pe masă. Au fost multe nopți și multe zile în care mă gândeam cum aș putea să ies eu din starea aceasta. În momentul în care dacă îi repeți unui copil, sunt aici cadre didactice, nu? Și dacă îi repeți unui copil de 10 ori pe zi, ești prost, ești țigan, ești prost, n-ai nicio șansă, și dacă nu e, tot ajunge să creadă lucrul ăsta. Și dacă ți se spune cea mai mare șansă pe care o ai este să ajungi măturător de stradă, încep să crezi lucrul ăsta, că e un mare privilegiu să mături strada. Dar nu e nicio rușine, că până la urmă câștigi un ban cinstit, dar nu e asta singura meserie pe care o pot face romii. Ei, eu am avut norocul unui tată care atunci când cânta pe străzi și îl întreba oamenii, știi Bălălău băiatul mamei sau știi Constantine, printre cântecele acestea să-mi spună, uite draga tati, tu poți mai mult. Poți să faci mai mult. Ce să fac eu mai mult, tată? Că tot la mătură, n-ai auzit că suntem țigani și tot la mătură o să... Și tatăl meu spunea, nu, tu poți mai mult, o să poți mai mult de atât. Și mulțumesc lui Dumnezeu că această încurajare firavă pe care mi-a dat-o, mi-a dat puterea să absolv 3 universități de litere, de teologie și biblioteconomie. Nu au nicio importanță, în sensul că nu aceste facultăți mi-au șters complexele de inferioritate cu care am trăit, ci în momentul în care am înțeles care este valoarea mea în ochii lui Dumnezeu, așa cum foarte bine spunea domnul profesor, atunci când am citit, când am avut ocazia să citesc Biblia, Noul Testament și când am citit
ce înseamnă cu adevărat să fii liber și să nu fii rob. Putem foarte bine să fim liberi și totuși să fim robi ai păcatului, să fim robi ai unor obiceiuri și a unui mod de gândire care nu ne face cinste. Și ca să revin la ideea de început, așa cum oamenii de după Revoluție nu știau foarte bine ce să facă cu libertatea, nici noi țiganii îmi povesteau neamurile mele că nu știam foarte bine ce să facem cu libertatea și mulți dintre ei s-au dus înapoi la boieri și spuneau, boierule, nu știm ce să... Noi nu știm altceva ce să facem. Așa că ia-ne înapoi la mata. Ei, am avut șansa ca tatăl meu să-mi spună, poți să faci mai mult pentru tine și pentru copiii tăi. Și am ales prin puterea exemplului meu, să le spun copiilor mei, puteți mai mult, puteți și nu numai copiilor mei, tuturor celor în slujba căruia sunt la Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău. Îi încurajez pe tot. E mare lucru la momentul potrivit, cum spunem noi, cartea potrivită cu persoanei potrivite. E mare lucru să-i dai o carte unui adolescent și să spui, poți să-ți schimbi viața. Poți să ieși din modul acesta de gândire, să ai curajul, să speri mai mult. Am scris mai multe cărți. Ultima mea carte se intitulează Barou Manuș, înseamnă om mare, și nu pentru că aș vrea să dau o definiție a ceea ce înseamnă, am vrut să dau o definiție a ceea ce înseamnă om mare, ci pentru că am vrut să fie această carte o încurajare pentru miile de adolescenți pe care i-am cunoscut prin diverse programe, care trăiesc în umbra stigmatului și care nu au curajul nici măcar să viseze la un trai mai bun. Și când spun un trai mai bun, nu spun neapărat Mercedes la scară sau vilă sau nu știu ce avere, am înțeles că are Florin Salam acum ultima oară. Nu. Înseamnă, așa că atât de frumos a spus domnul profesor, să ai capacitatea să fii om și să poți să transmiți asta copiilor tăi. Cam atât am avut eu de spus. Îmi doresc să fiu o încurajare prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce întreprind, prin copiii mei care, dați-mi voie să mă laud cu ei, 3 sunt studenți la Universitatea din București, unul este bursier în Statele Unite ale Americii și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să pot să educ în acest spirit. Da, suntem robi și de multe ori îmi spuneau copiii mei, mama ne spune, fac țigan, ne arată cu degetul, țiganul. Da, și le spuneam, da, mamă, e dreptul lor să facă așa, dar tu arată stăria caracterului prin felul cum îi răspunzi. Țigani, în sensul acesta peiorativ, nu te naști. Țigan devii. Atunci când minți, când furi, când dai în cap. De născut, ne naștem toți liberi, indiferent de etnia în care ne naștem. Și în încheiere, cu permisiunea dumneavoastră, deși nu știam dacă am voie sau nu, aș vrea să recit o poezie care exprimă în viziunea mea cel mai bine acest moment de comemorare aniversare pe care îl trăim. Mi l-am pregătit, sper să-mi și reușească. Poezia este o adaptare pe care eu am făcut-o. Se numește Ridică-te, țigane. Ridică-te, țigane, chiar dacă nu mai poți să faci o rugăciune și să-i slujești pe toți. Să plângi la Dumnezeu și apoi să tot muncești, iar noaptea să plângi iar până îmbătrânești. Ridică-te, țigane, asta-i menirea ta și să nu faci greșeala să aștepți și altceva. Să cauți mulțumirea în tot ce ți se întâmplă. Să-L ții pe Dumnezeu de poala Lui cea lungă. Că atâtea porți pe lume ți-au fost închise ție ca să-ți rămână una ce duce în veșnicie. Acum îți pare rău
că ți-a fost dat așa. Dar sunt mai multe lucruri. Ce nu le poți vedea? Când punctul se așează, să înceapă altceva, mulți și-ar dori în urmă să aibă soarta ta. Ridică-te, țigane, că e așa cum știi. Dreptate pentru tine să facem veșnicii. Mulțumesc! Thank you.